Bună seara, stimați iubitori ai sportului și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport. Sunt Ioan Hamza și aici în studioul la Strada TV din Arad i-am azi invitați pe doi dintre cei care ne-au făcut fericiți la, după meciul de duminică seara, de aseară cu voluntari. Este vorba de David Miculescu. Bine ai venit, David, și felicitări pentru golul care l-ai înscris. Dragoș Balauru, care a ținut pumnii de pe banca de rezerve, dar a fost mereu pregătit ca să, dacă era nevoie, să intre. Bună seara, Dragoș, și bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Și lângă Dragoș, tot un portar, un fost portar, Mihai Jivan, l-am chemat special astăzi în emisiune pentru că vineri, acum 2-3 zile, am plinit, pot să spun, 70 de kilograme, nu? 70 de ani. La mulți ani, Mișu, și bine ai revenit în studioul nostru. Seara bună. Bun. Înainte de a începe, vreau să vă reamintesc colaboratorii noștri. Este vorba de societatea de securitate de Security International Arad, de societatea comercială activă Construct Vest și de asociația GAI cartierul nostru, precum de Optica Vesi și societatea comercială Miradea SRL. Ei sunt cei care emisiune de emisiune sunt alături de noi și peste două săptămâni facem un an de când am avut prima emisiune aici cu Iusi Balint, de asemenea un personaj deja foarte cunoscut în Arad. Am ales UTA și să știți că mi este foarte greu ca să aduc jucători sau persoane de la clubul UTA datorită programului pe care îl au jucătorii, pe care îl au antrenorii, mai ales că majoritatea dintre jucători nu sunt arădeni și abia așteaptă să vină o zi liberă, cum este ziua de astăzi, ca să se împrăște în toată țara, ba pe la Brașov, ba prin, la băile din Seghet, ba la băile de la Diula și așa mai departe. Pentru că inițial am vrut să-i duc pe, și sper că nu se supără, pentru că nu era sigur. Cu Miculescu am tratat o săptămână, am negociat și cu taică-s-o, indirect, abia l-am prins și parcă am avut o presimțire că de gol și s-a nimerit să vină astăzi la emisiune, dar inițial trebuia să vină în emisiune Florin Iacob, Dragoș Balauru și antrenorul cu portare de la UTA. Antrenorul îi vine familia și îl înțeleg și pleacă la băi în Ungaria, Florin probabil că la Brașov, așa că ne-am strâns până la urmă. Altă dată joacă, de exemplu, lunea viitoare emisiunea va fi una înregistrată, pentru că UTA are în direct meci de la ora 21 la media și Gazmetan și mai greu, este foarte greu. Și în primul rând, politica emisiunii mele este ca să acopăr, dacă și peste poate, două săptămâni cu Rapidul când e? Nu, peste două săptămâni, pentru că va veni o pauză. Va veni o pauză. Așa. Vreau să vă spun că politica emisiunilor mele este ca să cuprind întreaga paletă de sporturi care se desfășoară în Arad. Avem programată și o echipă, și o emisiune cu rugby-ul pe Maria Grindale. Vom avea peste două sau trei săptămâni, vedem când, o să vă anunț din timp în promo pe care le facem. Bun, vom avea și un premiu, acesta este premiu, o halbă de bere personalizată, zi de meci la UTA, asemenea lucruri personalizate, tricouri, fulare, șepci, puteți găsi la magazinul care se află la subsolul, la parterul, sau este parter sau subsol? Parter. La parterul stadionului Francis Neumann. Este, dacă mergeți pe acolo, vedeți și orarul când este deschis, dar înainte și după meciuri, totdeauna îl găsiți deschis acolo și vă puteți lua lucruri frumoase. Le mulțumim celor care ne-au oferit acest premiu. Va fi o întrebare puțin mai târziu. Vreau să o pun înainte de a începe meciul FCSB cu Șepși, pentru că știu că mai mult acolo să vă uitați decât la emisiunea noastră și ca să puteți să intrați în poziția premiului. Emisiunea asta știți că puteți vedea oricând, permanent, pe pagina La Strada TV sau pe YouTube în orice moment al timpului dumneavoastră liber. Bun, haideți să începem cu David. Cu David, că el este cel mai tânăr aici și nu cel mai valoros, pentru că nu vreau să-l jignesc pe ceilalți, dar acum, după golul înscris, a fost un gol superb pentru care încă o dată îl felicităm.
Te rog să te prezinți, să te dau una pe cei care vin prima dată, îi pun să se autoprezinte, o mică istorie sportivă a ta. Cum ai început fotbalul? Știu că taică-tu a fost și jucător la UTA, Vali Miculescu, dacă el te-a influențat, dacă altcineva, de ce n-ai ales basketul, că ai 1,90 înălțime, de ce n-ai ales notul, ca să te vedem la Tokyo, poate anul ăsta te vedeam la Tokyo și așa mai departe. Poftim! Bună seara! Fotbalul am început la vârsta de 6 ani la Timișoara, mai exact la Electrica Timișoara. Acolo am stat până la vârsta de 15 ani, la care după am plecat la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, unde am stat și acolo un an, unde am avut parte de experiență foarte plăcută. După aceea m-am întors din nou acasă, ca să zic, la Timișoara și m-au îndrumat și tata, ca să zic așa, ca să vin la Arad. Și atunci am ajuns aici la Arad, la domnul Alexandru Gaica. Și acolo am avut niște progrese foarte bune, mai ales că am ajuns și în finală cu grupa. Cu echipa. Da. Am ajuns și în finala Cupei României. Și așa am ajuns și la echipa mare. Cum? Aici vrem să aflăm. A venit Diusi și a zis, băi, hai David, că l-am cu noi. Bine, nu de când a venit mister acum. Da. Vorbesc de acum 3-4 ani, de când era domnul Todea. Cristi Todea, da. Da, de atunci am făcut. Dacă mai țin minte, la Satul Mare, când am pierdut 1-0. Atunci am debutat, da. La senior. Da. Deci, Vali a fost primul care te-a dus la fotbal când erai mic? Te-a luat de mână și te-a dus? Păi dacă nu joci fotbal, uite aici. Cum aș și zis, de basket. Chiar am fost la 2-3 ani înainte de basket, dar nu mi-a plăcut așa mult. Bun. Citim și niște mesaje, deja au venit mesajele. Botezan Emanuel, bună seara, felicitări echipe, felicitări Miculescu, nu Minculescu, domnule Botezan, Miculescu pentru gol. Robert Conț, felicitări echipei, bravo David, țin-o tot așa, forța UTA, două boabe și cu Rapidul. Adrian, salutări Nelu, David, Dragoș și Mihai, forța UTA. Mulțumim foarte mult pentru mesaje, să fiți pe fază că în jurul orei 9 și 20 de minute o să punem și întrebarea pentru a câștiga acest premiu. Trecem mai departe la Dragoș Balauru. El are probabil mai multe de povestit, pentru că faci 30 de ani. Nu? Fac 30 faci de ani. 30 de ani, mulți înainte. Mulțumesc, Rafa. Poftim, Dragoș. Bună seara, în primul rând. Da, eu aș avea mai multe de povestit. Probabil n-ar mai trebui o emisiune. Oh, nu-i bai, dă-i drumul, lasă că te oprim noi când... Da. Am început fotbalul la 6-7 ani, ca orice copil căruia îi place sportul. Am început la Clubul Sportiv Școlar Alexandria, iar de acolo... În Alexandria te-ai și născut, scuze-mă, da, pe drum, da? În Alexandria m-am și născut și de acolo am mers tot pe o pantă ascendentă. Acolo a urmat Liga 4, juniori, fost în probe la Steaua, unde nu am fost acceptat datorită înălțimii. Era Steaua, nu FCSB. Steaua, da. Am ales să merg la echipa a doua lor, ca să joc, să am o șansă. Făceam antrenament cu ei, cu echipa Steaua. Iar de jucat, jucam la Mircea Eliade. Asta la vârsta de 14 ani. A urmat grupul școlar Nucet. Din punctul meu de vedere, o școală de fotbal foarte bună, iar pentru mine era un pas înainte. La fel Liga 4, dar de data aceasta seniori și de aici tot mai e sus. Liga 3, Videle, iar în fotbalul profesionist, în Liga 2, am debutat la FC Snagov. Unde nu mai conta înălțimea, nu? Ca și la... Nu, deja crescusem, nu mai aveam 1,50 m, ajunsesem la 1,84 m cât am acum. Și... Am o întrebare să spun, dar nu te super, nu? Nu. Te-am întrebat și înainte de emisiunea dacă te super, nu ți-am spus. Portarea ai ales de prima dată? Din prima clip. Ai ales pentru că, datorită numelui tău, sperai să sperii adversarii, ca Balaurii? Nu, chiar. Eu în familie mai am un fost fotbalist, vorba de fratele meu, Dan Balauru, care a fost mijlocaș de bandă, a fost atacant,
A jucat pentru Poli Timișoara, a jucat și în celebrul meci 4-3. Iar 3-4. 3-4. Dacă vorbești că a jucat, da, la Timișoara. Iar eu, mergând cu el pe teren de mic, am ales să stau în poartă. Nu știu, mi-a plăcut de mic. Te nu m-am schimbat niciodată. Te mai antrenat și acasă? Da, ieșeam tot timpul. Sigur, și aveați, în casă și în curte. Și... Dacă ai stat la casă, nu? Alex, da, aveam stadion foarte, foarte aproape de mine. 300 de metri și acolo eram toată ziua, acolo am petrecut toată copilăria. Cum ai ajuns la Rad? Păi eram la Buzău, iar la Rad am fost contactat de către Bogdan, eram chiar în ultima zi de transferuri și am fost contactat de către Bogdan, nu am stat prea mult pe gânduri, am acceptat foarte repede și cam aceasta a fost scurta istoria. Îți place la Rad? Nu ca, da. nu ca postură de rezervă, nu. Dacă îți place orașul, atmosfera, atmosfera de pe stadion și așa mai departe. Îmi place, eu sunt un timp mai liniștit. Pentru mine este perfect ca oraș. Dacă am unele chestii să fac, să ies să mănânc, să ies să mă plimb. Soția este la București. Ea mai are un an de câteva luni de fapt de facultate. Aștept să termine și nu a putut veni cu mine. Atmosfera într-adevăr este ceva special. Am mai jucat la echipe cu suporteri frumoși și cred că asta este esența și frumusețea fotbalului. Știi că atunci când m-am gândit să fac tema acestei emisiuni de azi, erai primul pe listă. Din ce cauză? Pentru numai Iacob. Era primul pe listă. Pentru că te-am văzut apărând aici în perioada când Iacob n-a putut să apere și ai apărat foarte bine. Părerea mea, și cred că nu mă înșel, că de multe ori mă jură lumea, dar nu mă înșel. Nu ai avut ocazie și așa este la voi, soarta portarilor, nu? Ca să fie permanent pregătit, ca să locuiești. Ești supărat că joci foarte puțin? Nu sunt absolut deloc supărat. Asta cred că s-a văzut și până acum, s-a văzut și când am intrat în teren. Și de un an și jumătate, dacă era să fiu supărat, sigur nu mai eram aici. Ești cu prieten? Ești prieten cu Florin? Discutați? Da, 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 și... da, da. Nu avem nici cea mai mică problemă. El este altă fire ca tine, de-aia te întreb. Da, el este puțin mai vulcanic, să zic așa, dar... Mai coleric un pic. Da, nu am avut absolut nicio problemă, n-am avut niciodată cu niciun portar, pentru că am fost și eu și în locul lui Florin. Au fost multe momente când am apărat la multe echipe. Și știu cum este. Am ajuns la o anumită experiență și cred că știu cum să gestionez lucrurile. Acum Florin nu mai are ocazie să urle, că nu mai rompul acum în echipă, tot pe răsiga. În timpul meu se auzea, mai ales când erau spectatori. Acum avem și spectatori și nu se mai aude. Da. Să spunem celor care nu știu că ai mai jucat ai jucat 168 de meciuri acum un an, parcă, nu, asta de la UTA încă nu le-am pus, la FC Snagova, mi-a jucat la Târgu Mureș, la Ucluj, la Rapid, la Viitorul, Voluntari, Dacogetica, nu? Da, și o scurtă perioadă în Grecia, la Levadiakos. Băi, acum am venit din Grecia de câteva zile și mai știi să vorbim grecește puțin? Vrei? Câteva cuvinte, așa. Aia, Calimera, Calispera, care le știe toată lumea. Da. Și Paracalo. Înțelegeam, am apucat să... Foarte grea. Este foarte grea, da, mai ales de pronunțat, dar... Plus? Fotbalul, da, peste tot este... Plus că grupul de servitoare și de femeile de serviciu care făceau acolo la noi la hotel erau din Albania, altă limbă accesibilă. Albania, deci nu puteai... Erau imaculate, de... erau albe. Da. Bine, mulțumesc deocamdată, Dragoș. Îți urez să rămâi în continuare la UTA și să mai prind și meciuri. Doamne ajută. Da. Să trecem la cel mai tânăr de aici de la masă și să-i urăm la mulți ani pentru cei 70 de ani pe care i-am plinit. Cum ești, Mișule, la 70 de ani?
Ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. La 20 de ani aveai bani, credeai la poli. N-aveam bani, eram la CFR, pardon. La CFR, eram aici, eram în armată. Deci nu e problema. L-am ascultat pe Dragoș vorbind despre colegialitate de Florin și de așa mai departe. Gândiți-vă că eu am venit de la Poli Timișoara și aici era Iorgulescu. Am venit în vară și amândoi eram la echipa națională. Deci cu ăla, vrei, nu vrei, trebuie să fii prieten, că asta e meseria. Dar eu vreau să pătrund în gândurile voastre. Chiar sunteți prieteni, nu vă pasă, pentru că eu nebuneam când eram rezervă. Rar am fost, dar nebuneam când eram rezervă. Eu am avut un coleg care, săracul, nu mai este Butaru Viorel, da. Când am ajuns la Valonul, pur și simplu intram pe ușă, el ieșea, se întorcea cu spatele, nu-i plăcea concurența nici cu... Ori eu vreau să-l felicit și să-i doresc să aibă răbdare cu el însăși, că avea și la Toblevici o vorbă, că el e aici ca să-l facă pe ăla să apere mai bine. Deci este o chestie. Dar când îți vine treaba să intri, să joci, cum a fost Casilea într-un meci de, mai țin minte, ceva finală, pare mi s-a intrat în momentul 90 sau... De cine? Casillas. Casillas, da. Casillas. Eu sunt cu grecii, eu cu spaniol. Deci a intrat la sfârșitul meciului și pare mi s-a apărat 11 metri sau două mingi cu care au câștigat, de fapt, Madridul Liga Campionilor atunci. Deci e mare lucru să fii coleg cu portarul. Să zic, cu colegul tău de colegul post. De post, de fapt, da. Că nu știi niciodată când se schimbă roata. Azi ești așa, mâine așa. Deci eu... La portar este foarte greu. Deci am nu, avut și o perioadă când am jucat destul de mult și la fel, am avut colegi care acceptau și care nu acceptau. Au fost momente când nici eu n-am acceptat. De multe ori. Și chiar am avut de pierdut din cauza asta. Eram tânăr, îmi doream să joc, să îmi fac un nume, să scot cap în fotbal și sunt lucruri... Este o normale, la tinerețe. O luptă cu tine însuți. Eu când am plecat de la CFR la Arad, la Timișoara, era un portar din Arad, Gaboraș, pe care mi-a fost prieten, l-am scos afară, acolo am apărat 5 ani de zile, meci de meci. Un singur meci n-am stat, că m-am lovit, mă rog. Și când am venit aici, a fost așa puțin mai pe cum, așa. Și am avut antrenor tot din Timișoara, pe Manolache, până la Cici. După a venit o profesor Ionescu și a spus așa, care e mai bun apără? Care consideră el că e mai bun? Da, care consideră, la meciul respectiv. Aici... Atunci nu erau antrenori de portar, măi, așa, cum voi aveți avantajul sau... Avantaj, asta vreau, dacă îmi dai voie puțin să revin la Dragoș, un merit deosebit, că de-aia am ținut foarte mult să vină și Gabi, nu? Antrenor cu portarii. Pentru că... Corect. Din umbră, deci este o mână dreaptă puternică a lui Balin, vreau să spun că Florin și chiar și toată, nu pot vorbesc de tine, dar Florin este unul dintre portarii cei mai în formă la ora actuală din campionatul românesc și cred că un aport îl are și antrenorul cu portarii, nu? Da, este normal. Gabi la fel are o experiență și știe să gestioneze lucrurile foarte bine. Da. Depinde și de cum să spun, ca la Loz. Deci, la Pitești, pare mi-a apărat anul trecut, în divizia mea. Da, ultimul meci. A apărat formidabil. Dacă nu era, nu știu dacă se întâmplă alții. Era altfel rezultatul. Da. Noi am avut, acum am cheie și eu, în divizia, când eram aici, conduceam la Sportul Studențesc 2-0, la Progresul 3-0 am condus. Și a venit unul și bagă-l și pe ăla. Deci m-a băgat pe mine. 3-3 am făcut. 5 minute la 3 goluri. Na, ce să fac eu acum? Bun, hai să mai citim niște mesaje. Dacă îmi scoate papagalul, că nu-i bun. Marius Cristian Sfârâile, bravo băieți, țineți-o tot așa. Nelu Iovescu, felicitări, UTA, emisiune plăcută, mulțumim Nelu și ne întâlnim mâine la Șofronea. Vasile Bizeu, fost boxer, atenție, felicitări echipei UTA pentru victorie, ție Ioane pentru emisiune, sunteți speciali. Mulțumim, Crișovan Alexandru, bravo băieți, țineți-o tot așa, felicitări întregii echipe. Într-adevăr, a fost un meci care trebuia câștigat și aceste trei puncte vor cântări enorm în balanță pentru viitor. Mai țineți minte, în sezonul trecut, cam tot după, în jurul etapei a șasea, cam
tot aici ați fost pe plajă. Păi ați început să coborâți. Sper să nu se mai întâmple. Sper ca să mergeți undeva în perioada de vacanță. V-ați spus programul? Mergeți în cantonament sau undeva? Nu, nu. Nu se știe încă nimic. Nu se știe nimic. Poate că o să vă spună după... Cantonament, nu. După meciul de... Nu este... Nu este timp. Da, și suficient. Pandemia asta nu mai știe unde și să merge. Ce se face în carci acum? Ce... Sau... Bun, haideți să punem, să ne scăpăm și de premiu, ca să și începe meciul la Steaua și ne părăsesc telespectatorii. Atenție, întrebarea concurs pentru astăzi. Cel care va câștiga, cel care va răspunde corect și cel mai repede, deci numai corect și după al treilea sau al patru, cel mai repede va primi această halbă de bere goală personalizată. Nu aveți voie să reveniți cu un alt răspuns. Dacă ați considerat că răspunsul este greșit și reveniți cu un alt răspuns, să anulează amândouă răspunsurile. Deci doar un singur răspuns. Atenție! E vorba despre portar și aici. Cum se numește singurul portar de Liga 1 care nu a primit niciun gol în acest sezon de campionat? Google caută. Eu zic să dai și vreo două becuri premiu, că e prea cald aici, mă deșurubăm din ele, bă, e crimă. Repet întrebarea. Cum se numește singurul portar din Liga 1 care nu a primit niciun gol în acest sezon de campionat? Vă dau și un indiciu. El a debutat în Liga 1 ca portar al echipei UTA. Da, au venit ca stropii de ploaie. Primul care mă apare mie aici, dar știți că la mine poate să mă apară așa și pe telefon, altfel o să vă luăm legătura de seară, Mircea Octavian Stoiadin, moldovan, da, Horațiu Moldovan de la Rapid, Cristina și Andrei Rus, Horațiu Moldovan, Marius Cristian Sfâril, Horațiu Moldovan, Dorinel Herțeg, moldovan, moldovan de la Rapid, Raș Capur, îl citesc eu, dar nu știu cum se numește, Farhed Raș Hapur, Târsale, moldovan, botezan, moldovan, Horațu, multe lume cu moldovan. Acum vedem care, o să vedem care o să fie câștigătorul. Felicitări! Rămâneți în continuare așa mai, vă uitați cu un ochi la televizor, cu unul pe telefon, pentru că vreau să-l rog pe David să ne povestească cum a fost ieri de a reușit așa de să te înalți pe, a venit o minge destul de grea, nici n-ai avut de pe loc, ai sărit pe cap, n-ai venit din elan ca să sari la cap, nu? Hai, povestește, a fost frumos? Da, vă dați seama. Prima dată a fost frumos când ai auzit că ești titular, nu? Când a anunțat formația. Și asta, normal, tot timpul. Dar a fost și un sentiment de fericire, pentru că am și marcat primul gol acest sezon, dar și primul gol acasă și nu în deplasare, cum am marcat în sezonul trecut. Sunt și bucuros pentru că am reușit să luăm cele 3 puncte care aș fi spus că sunt foarte importante. Chiar dacă și sezonul trecut, după tot 6 etape, am fost tot sus în clasament, dar am luat-o puțin în jos, ca să zic așa, și sper că sezonul acesta să nu se repete. Acum așteptăm meciul de la Mediaș. Hai să te mai întâlnă. Acum aia să rămâne în faza aia, nu trece tu la mine. Așa. Ai închis ochii când ai dat cu capul minge. Cum să am urmărit mingea, dacă am convins. Păi că spun și eu faza. Nu ești, tu ești portar, nu ești. Cum? Păi dacă închideam ochii, nu mai poate, nu mai vedeam. Dar de multe lume, din instinct, închide o când, așa, că vin ca berbece și dau una. Mai ales după atâtea accidente care se întâmplă acum. L-ai pupat pe Pasalea? Da, păi după am văzut că el mi-a dat, că n-am știut exact cine. Roger parcă a dat lovitură liberă, da, nu? Da, Roger știu că a centrat, dar n-am știut cine a dat-o mai departe în careu după cu capul. Roger a intrat bine în meci. Se pare că îi convine postura de rezervă să intre la sfârșit. Acum glumesc. Da, a intrat foarte bine tot. Puteți interveni oricând. Nu, la o echipă contează să ai și bancă. Da. S-a demonstrat... în acest sezon la noi de două ori, în ultimele două meciuri. Și inspirația l-au luat data trecută pe Anta. Oamenii veniți de pe bancă au schimbat jocul. Da, posturile pe care ai jucat, că ai jucat pe două posturi, acum am început. Care îți convine din ție mea? Pe partea stângă, pe partea dreaptă, vârf? Așa și pe partea stângă și pe dreapta, dar depinde. Pe partea dreaptă pot să mă folosesc mai mult să intru în centru, dar pe partea stângă pot... Tu ești stângaci, da. David. Da. Și îți convine
Da, și pe dreapta să intru în centru ca să pot da la poartă sau o pasă, dar și în partea stângă, mie, ca să zic așa, cam la fel, acum na. Mă descurc pe amândouă. Am avut un pic cu... Nu pot să mă abțin să nu fac și critică puțin. Mi s-a părut și în meciul ăsta, dar și în celălalt meci de data trecută, aceste, cum să zic, intrări în meci cu pauze. Deci intrai, te ieșeai în evidență, dispăreai din meci, iar intrai în evidență. Deci nu-i continuitatea asta. Ai observat și tu? Da, am observat și eu și mi s-a... Na. Și tata mai îmi spune, câteodată mai îmi dă niște sfaturi. De ce? Te gândești la altceva atunci? Nu, n-am la ce să mă gândesc, vă dați seama, sunt concentrat la meci, dar nu știu, sper să le rezolv cât mai repede și problemele acestea. Ca să vii să colaborezi cu colegii tăi, nu, să te arați, să primești mingea, mă gândesc. Nu? Uite că am ajuns pe post de Balint, îți dau indicanții. Ți-am spus eu că... Da. Dragoș, și tu ai văzut la fel, nu? De pe... Acum se mai joacă și în partea cealaltă. Nu putem să jucăm numai cu Miculescu, cu Miculescu. Mai jucăm și pe dreapta. Da. Ți-a părut rău că te-a schimbat? Nu, adică, na, într-un fel poate, dar sunt bucuros pentru că na, el a gândit și Isaac a venit cu un plus de pe bancă, cum a venit și Roger și Filip. Te înțelegi bine cu Isaac? Da, cu Isaac mă înțeleg chiar foarte bine. Cred că cel mai bine dintre juniori, ca să zic așa. Pentru că cu el am crescut de când am venit la Rade. Acum 5 ani tot cu el în cameră, tot cu el în oraș, tot cu el mergem să mâncăm. Tot împreună suntem aproape în fiecare zi. Crezi că, adică sunt sigur că se va impune cu timpul și el în... Da, mai ales că venim după o accidentare care l-a ținut departe de teren. Dar încet, încet își revine și el. Iar vin cu părerea mea despre acest meci și cred că aici s-a câștigat. Antrenorul de la Viitorul i-a scos pe cei doi jucători de culoare. Voluntari. De la voluntari de culoare, nu zic de culoare. Cei doi jucători, nu? I-a scos. Balint a băgat doi jucători decisivi. Dar ei au fost foarte buni în prima parte a jocului. După părerea mea, la voluntari. Cred că s-a greșit acolo. Aici s-a făcut diferența. Una dintre diferențe. Mai multe diferențe s-au făcut. Aia da, nu numai. Da? Ei știu la ce au greșit și la ce nu. Dar eu am văzut de când a început meciul, n-am mai văzut, adică eu n-am mai jucat cu echipă care să tragă de timp din primul minut. Exact. Nu, doi au văzut de profil. Deci eu n-am mai jucat contra nicio echipă care să tragă din primul minut. S-au o broască țestoasă în care apacea lor acolo și au rezistat cât au rezistat. O repriză și ceva. Deci eu cred că la ei în cap erau, nici nu se gândeau, cred că, la victorie. Doar la egal și să nu piardă, cred, sau nu știu. De teamă sau crezi că așa au primit indicații de la... Asta nu știu ce să zic acum. Nu, cred că e o teamă. De la bun început pregătești meciul într-un anume fel. Eu cred că ei au așteptat doar contraatacul. Exact. Pregătirea meciului înainte de meci, deci cu cât timp intrați voi în vestiar și cam cu o oră stă de vorbă cu voi Balint sau... Pregătirea unui meci începe de luni. Nu, pregătirea. Nu m-am exprimat eu bine. Eu știu când eram numit și ne aduna antrenorul în vestiar cu o oră înainte. Ședința, analiza sau... Analiza e după meci. Acum nu mai e altceva. Da. Acum se începe... Să discută de luni ce poți Felipe, nu știu ce. Pregătirea meciului, analiza video se face normal înainte de meci. O zi, două, depinde. Apoi, o zi, de obicei, ce adversar în funcție de program. Da. În funcție de program, iar înainte de meci nu mai sunt decât niște discuții, mai o recapitulare, chestii de gen. Pentru cei care nu cunosc limba română, se vorbește în engleză, să dau explicații ca să... Se dau și în limba engleză, este normal, nu este ușor să vii în 3 luni și să înveți limba română. Se explică și în engleză și mai traduce și Erico în portugheză, nu? Toate nu, că înțeleg engleză și... Dar e cu atât mai bine. Avem din nou mesaje, îmi permit să le citesc. Sebastian Lucaci, care este antrenor de înot. Felicitări echipei UTA pentru tot parcursul din ultima perioadă. Sperăm ca David Miculescu să prindă rădăcini la UTA. Respect Dragoș Balaur, un portar excelent, ne bucurăm că ați rămas la echipă. Felicitări Mihai Jivan pentru întreaga carieră, emisiune frumoasă ca și până acum, domnule Ioan Hamza. Mulțumim și mulțumesc în numele celorlalți trei. Adi Petrilă, bravo, duceți echipa unde era cândva locul. Sper să ajung ziua să văd UTA campioană, campioana României sau un trofeu la Rad.
nu știu câți ani are Adi Petrilă, dar sper și eu. Și Mișu mai. Da? Eu ce, eu? Mai tânăr ca noi. Da? Nu are 50. Bun. Aș vrea să văd să intre și prietenul meu Zeno Moldovan, care iubește foarte mult UTA, dar critică în continuu. Este unul dintre cei mai vechi Zeno? Microbiști, Zeno doctor. Moldovan, doctor medicul Zeno Moldovan. Se spală trei Dunări. Dacă mai ai ceva de spus de meci, Dragoș, pe bancă ce vorbeați? Ce, da, ce ați dat cu capul de tavanul băncic? De, pe bancă, pe bancă, nu știu. Eu tot timpul simt o presiune mai mare pe bancă. Când sunt în teren este mult mai bine, pentru că sunt eu acolo și controlez într-un anume fel când pot lucruri. Dar pe bancă nu ai control și emoțiile sunt mult mai mari. Nu, s-a simțit, lângă cine s-a stai de obicei? Lângă cine? Ne mai schimbăm, cine când băieții pleacă la încălzire. Nu e așa la încălzire nu plec. Nu e așa un rit? Se tot schimbă. Pleacă la încălzire 3, vin altfel și tot schimbă locurile. Nu, a fost un meci greu și știam că ne așteaptă un meci greu. Noi am venit după un meci bun cu Craiova, unde s-a făcut un efort foarte bun și am mai pățit-o și la Botoșani după ce am venit după un meci foarte bun cu Steaua. Și drumul. Meci la Botoșani, drumul, oboseală, dar de obicei după aceste meciuri când chiar dai totul și te autodepășești chiar, pentru că nu este ușor să câștigi cu Craiova, să joci relaxat și să câștigi, pierzi energie, iar după întâlnești o echipă care vine și se apără, foarte greu să-i deschizi și foarte greu să le dai gol. Din fericire pentru noi am reușit să marcăm, chiar dacă am făcut-o mai târziu. Și cred că s-a și văzut așa o eliberare odată cu venirea golului. Ai de gând să te faci antrenor? Da, mai spune și mister. Da. Mai spune să mă fac antrenor, dar vreau să spui cu o condiție, mă luați în grupa dumneavoastră. Dacă... Da, nu știu, eu cred că o să merg mai mult pe antrenor de portar totuși. Relațiile cu voi, cum este Iusi Balint? Nu neapărat în timpul antrenamentului. Vă permite să faceți și glume cu el sau n-aveți voi timp de așa ceva? Iusi este un antrenor de generație nouă, este, și el este tânăr și anumite glume, dar bineînțeles fără să întregi măsura sau mai știu eu ce, le poți face, este un tip deschis, exact. Tu ca portar sau voi portare vă adresați în prima dată antrenorului de portar și după dacă aveți ceva să spuneți lui Iusi Balint? Păi, nu știu, la momentul acesta și Florin fiind capitan, eu acum fiind al doilea, da, eu fiind al doilea, de când am început al doilea capitan, pregătirea, da, ne permitem să mergem la el și să... Pe vremea noastră nu erau 2-3. Da, nu era. Erau, nu, tot timpul erau că erau numiți. Păi și când nu juca unul, cine? Să vorbească ei. Atunci o era antrenorul. No. Da, e mai bine să le pai dinainte. Deci erau oameni care erau puțin, aveau personalitate și erau un lider așa de bestiar, cum se spune acum, lider de bestiar. Și din rândul, dacă cel care era capitan de drept nu juca, alăgea din rândul celălalt. No, acum lucrurile se fac dinainte. Programat. Exact, este mult mai ușor și din punctul meu de vedere normal. Da, să revenim. Da. Putem merge să discutăm cu el anumite probleme. Dar din fericire nu prea am avut probleme. Acum și întrebarea pentru toți este că și Mișul cunoaște, a venit recent la voi un nou masseur, cel mai vechi din Aran, Dani Prim,
un personaj, un personaj superb. Deci vechiul nou. L-ați deja început să-l citiți? Are glume și cum ascultă ceilalți de el sau trebuie el să asculte de altul? Este și acolo capitan de echipă, la Maser. Au și șeful. Ierarhia lor. La experiența lui, mă scuz că ți-am întrerupt, la experiența lui eu spus așa, eu am lipsit nu știu câți ani din cauza că m-am supărat foarte tare pe echipă și am revenit din dragoste pentru echipă. Deci cei care sunt masuri acolo, Michi, altul cu capul mare și nu știu cum îl cheamă, de ce sunt? Mă rog, no, eu nu știu cum îl cheamă acum, dai un copil jos pălăria, deci e prieten cu Negrea, cu, așa, cu Claudiu. Michi deci, Tomescu? Michi, mă, deci, Michi și încă unul, așa, deci trebuie să-l asculte pe Dani Frim, că este da, doxă, deci are mare. O școală, cum să spun, egal cu un medic tot sportiv. Tot mă chinui să-l invit la emisiune, spune, Nelu, nu mă duc, că dacă îmi dau drumul la lor, da, zice, mă așteaptă aici cu parul, apare, tatăl. Da. Crezi că eu n-aș vrea, putea să spun? Da. 7 cărți, deja le-ai scriu pe capitole. Poate el se poate abține. Deci la fel, și el este trăit prin chestiile astea de începând ce de la... Ce despre meciul de duminică, dacă l-ai văzut sau nu l-ai văzut? Spune-ți. Cum să nu-l văd? Păi de asta... David, de primul rând, vreau să spun că l-ai făcut pe la micul nepotul meu să plângă, că nu a fost, că nu a început să vuie tot ăla la gol. A început să plângă vă 5 minute. Acum nu știu de ce, că s-a bucurat să dea că ai dat gol sau nu știu ce, dar trebuie să-ți mulțumesc că s-a calmat complet, că ce nu mai problemă. Așa. Deci vis-a-vis de joc este sau a fost un joc care nu mi-a fost frică că nu îl va câștiga echipa UTA. Dar v-am vrut să văd eu, nu, am văzut că ăștia s-au închis, cum spui, vor aștepta să treacă timpul, gen Mioveni, care acum a început să-și dea drumul să dea și goluri. Deci eu aș vrea să fie încă mai răi, nu? Am fost întâmplare că eu zburat dinții lui Bancu ca boabele de fasole, dar băia erau puși, o vină cu vrăjala, că nu știu ce. N-a întrebat nimeni că tu de ce ai fost scos afară. Deci, ai auzit tu vreodată la televizor pe vreunul să spună pe el l-a scos afară din cauza accidentat? Nu. Deci, mă rog, Am avut o echipă. Am avut acum după meciul de la Media sau unde au jucat. Nu, dar se exagerează foarte mult, corea. Iar echipele mari așa. Pun genul acesta de presiuni. Exact. Puțin, și atunci da. Vreau să spun că, având în vedere că în echipa, în lotul echipei sunt vreo 7 sârbi, croați și nu știu ce, eu fiind sârb. Cu personalitate puternică. Da. Deci, Giussi... Albanezi. Trebuie să... Bă, încă copiii nu are nicio treabă, deci nu trebuie să-i lovești, dar țin minte și cu... Mă rog, revin și la joc. Am jucat tot cu Craiova aici, Giurgiu era în fața mea și la un moment dat Balac era jos, încă unul era Donos, era pe jos și eu întrebam arbitru, zicea, ce-i cu ăștia? Nu știu, au epilepsie, au picat pe jos. Deci, da, niște Giurgiu poate. Fiind un fundaș al lute. Deci a fost tot de prin pesa, cred, de acolo. Deci nu trebuie să-i lovești, într-adevăr. Dar se dovedește că dacă joci un pic mai bărbătește acasă, poți să dai și goluri, că la meciul cu Craiova, nu? Și acum, în repriza a doua, a dat multe șuturi la poartă. Unul zice, nu se exersează, nu pe dracu, se exersează foarte mult, să face, e alt stil de joc, nu e mai ca și înainte cu, știu eu, Ulița Cehă, să numea, dacă țin minte, cu extreme, cu interi, cu nu știu ce. Și-o venit, nu, cu centrări pentru vârfuri, pe Gerd Müller, câte goluri odată, odată și odată. No, de ce? Acum se joacă cu mici lungi, le schimb și revenim. La jocul tare, mă scuz că te întrerup și să-i spun da. Lui Dragoș, era un jucător la noi în Arad, în România, Zoltan Format, îi se numea. Fundaș stânga, juca și a ajuns și lotul național. Și din ăsta care nu trecea de el, el și Biro, ca în genul. Și odată a fost chemat la lotul național și a jucat cu echipa Chinei. Și extrema lui tot venea și pac, ăsta dădea că îl îngard, știi? Și la pauză, domnule, e meci amical, domnul formatist, hai cum să treacă de mine? El mănâncă rișca așa, adică orez și eu mănânc salona clisă, cum să treacă de mine? Da, și vis-a-vis de întrebarea că de ce nu apare David în joc. Deci, UTA nu joacă ca Barcelona. Corect? Normal. Deci, păi de ce nu joci ca Barcelona? Stai puțin, oprește tema. Deci nu vreau să trec peste niciun antrenor cu nimic. Deci acolo e un stil de joc în care jucătorul primește, dublează, redublează, merge, vine dintr-o parte cealaltă și apare fiecare jucător în joc foarte mult. Deci
Nu de trebuie de întrebat destin, că de ce nu atingi mingea de atâtea. Ai atins-o bine, ai dat gol. Salut, la revedere. Da. Asta e. Și n-am zis că de ce nu atinge. Nu, nu. Dispare puțin. Păi, dispare. Deci referitor la asta, asta poate e și postul pe care a zis el foarte bine că și trebuie să joace și pe partea dreaptă, trebuie să... Roger a apărut mult timp în perioada scurtă în care a evoluat, da. Cred că a fost unul dintre cele mai bune evoluții ale lui Roger de când este la UTA. Da, și m-a întrebat de joc, deci da. În repriza a doua UTA a jucat exact că am avut o discuție la banchetul ăla când am fost la, la Marem cu Diuse, așa o întrebare, mă, anul viitor trebuie să dați mai multe goluri, să câștigați, nu știu ce vom face. Golul 2 de duminică, de când a fost acum la meci, a fost superb, excepțional. Deci una, două, trei atinge și apa, gata, lui a făcut șahmat. Așa trebuia să jucăm de la început, dar până te descătușezi la un meci din ăsta, până că îl vezi pe Tam așa acolo jos, pălăria ta, dar du-te mă, stai pe scaun acolo la președinte și nu știu, el îi ceartă pe totul cu care s-a certat acolo la margine. Gata. Deci nu jucăm și joci. Încă o dată spun, bă, echipă. Poți să joci contra-atacul acasă. Da. Că te înjură lume. Bun. Dacă vrei să joci contra-atac acasă. Pe acum nu mai e voie nici cum. Dacă eu zic, hai să jucăm sârbește, da? Păi ăștia își lansează pe garduri. Ia nu-i bine. O să poate. Deci e foarte bine, bravo, felicitări și nu. Nu, eu se pregătește. Sigur. Deci e antrenor bun. În funcție de cum îl... Corect. Și în funcție și de cu ce echipă jucăm. Sigur că da. Acum. Logic. Cu voluntarul, datorită renumelui între ghilimele al voluntarului, trebuia să jucați bine. Adică aștepta lumea să trebuia să pentru bine. Că... Dar a jucat bine repriza a doua. La prima repriză nu v-au lăsat, că e greu să se desfacă apărarea așa. Nu te descătușesc, pe da. Ce spun, a venit golul. Este primul nostru, cred că primul meci în care... Suntem favoriți, nu, de când am început, în care suntem favoriți. La casă fost un meci. Cum ai fost unul și am pierdut acasă. Cu tot. Nu, nu, de când am început. De anul asta. Trecut cu Iașu, când a fost. Nu, eu când am văzut, nu vorbește de sezonul. Nu, vorbește de sezonul acela. Anul trecut am făcut la fel, am făcut și... greșeli. Nu pot să le spun greșeli, pentru că trebuie să ieși la joc. Sunt echipe, chiar dacă era Iași ultimul loc, aveau jucători buni, care pe o greșeală, pe un contraatac, te prind. Surprins, da, da. Și vreau să mi-am adus aminte că mi-am notat acolo pe hârtia când am scris, dar n-am mai scris un reportaj. Iacob, colegul tău, nu a avut o priză extraordinară, n-a respins nicio minge în meciul de acolo. Toate le-au prins și au fost și destul de dificile. Nu cred că a respins vreun minge. Sau mi-a scăpat mie. N-a respins nici o minge. Toate le-a prins la piept și indiferent din ce unghi a fost și... Deci mie... Na, aveți concurență. Sunt eu o concurență foarte mare acolo. Concurența este benefică și... După cum se vede, aduce un plus echipe. Bineînțeles. Corect, asta spun, nu? Deci lui Giussi Bale niciodată nu se fie teamă. Că nu are ai un mare merit capătă. În ceea ce face și ăla, clar, da. Asta e. Și la fel, așa sperăm, să-i și dăm cine m-a impresionat iar Maravica, sau cum îl cheamă? Maravica. Da, partea, Maravica sunt partea stângă, jucător elastic, iute, are tehnic, foarte tehnic pentru fundaș, e tânăr, nu știu cât să ne are. Alergă foarte bine, nu știu, cred că undeva la 20 nu mult, nu peste 20, 25? Cam 24, 20. Nu cred că este... Sper că nu mă aud de vorobia. Nu știu, așa nu mă înțelege. Chiar că mă aud de... El este mai greu, e puțin. E foarte tenace și el, da? Alt stil, alt post. Nu alt post, nu mă, de fundașul de Șiacov. De Șiacov. Ah, Șiacov, ați spus... Da, am spus de modest, da. Modest, da. Da, acum nu putem avea... toți jucătorii aceleași profil. În sfârșit, nu sfârșit, era să zic și eu nu, de, Apostol a dus un jucător bun acolo pe partea, că el l-a dus pe... Nu, eu cred că toți jucătorii sunt... Sunt buni. Utili. Sunt utili, da. Chiar și când îi alege, repet, Adi Petrila scoate... revine și spune, da. Domnul Hamza, am 42 de ani, ăla care a zis că speră să mai prinde pe prea, că a 42 de ani... 42, da, acolo stă cu miță, mă, pe... Nu mai uita peste câți ani... Are timp. Poate se prinde. Domnul Jivan mă cunoaște, sunt vecini cu băiatul dânsul. Și Jivan vă cunoaște, domnule Petrila. Bun. Foarte bine. Haideți să vedem...
Ce program aveți în continuare, să ne spuneți, dacă vă anunțați programul în continuare? Intrați în cantonament? Sau, adică începeți antrenamentele de azi, ați început? Ați avut liber? O, mâine. Da. Mâine vom începe. Aveți un antrenament pe zi? Puneți în programul până la meciul cu... Sau nu-i voie? Până la meciul cu Media. Dai din casă, mă. Nu dai din casă nimic. Nu, este un program... Obișnuit. Normal, pe care îl facem în fiecare săptămână. Antrenament mâine, când ne revedem. Pe stadion, de reacomodare. Pe terenul mare, pe stadionul Francis Neumann? Nu. Pe terenul de antrenament. ICRTI, da? Miercuri, un program de forță, de sală, iar după amiază la fel un antrenament. Și apoi intrăm în linie. Sală unde faceți? La teren. La stadionul mare. Este sa. Ah, da, este acolo sus, unde am jucat la tenis odată. Știu unde este. Cu teren sintetic jos, da. Nu? Da, cu sintetica. Așa, că mă aduceam aminte, vechiul stadion, știi, că era sub, era sală de forță, hai, da, era mamă, și pentru canotaj. Era alt drum. Da, cu apă, deci era amenajat cu apă și făceau era pistă schifte. De, da, era o barcă lungă din aia. Era o sală de popice pe lângă. Da. Puneai în barcă și acolo își făceau ăștia, intrau în mână. Da. Și terenul mini de zgură, care era iarna acolo, făceau. Deci terenul ăla de zgură a fost făcut de engleși. Da. Tot stadionul a fost după Tottenham. Unde parcă are acum. Da, da. Și atunci a fost un zid în care erau niște pătrățele de la 0, 1, 2, 3, triunghiuri pătrate, cercuri, nu știu, cel care dădea lovituri libere. Deci Pechovski dădea cu ochii închiși, dădea 9 din 9, 10 din 10, pentru că acolo dădea toată ziua. Știi? Și atunci, da, fiind zgură, era așa zgură mare până la urmă. Și când dădea de Lubeniță, era ușor să... Era făcute cu chestii, nu... Tot a fost gândit. David, da? Ai un idol în fotbalul și românesc și internațional. Așa, o echipă privată internațională. Ai vreo echipă preferată? Da, Real Madrid este. Adică... Partid, domnule. Ai, vai diavă, aș lângă Barcelona. Da, 3 goluri. Și noi suntem cu Barcelona, să înțeleg. Eu sunt cu Barcelona. Da, voi puteți să vă dați nase. Da, păi, okay, uite așa, muncitori, mă, nu ca voi. Deci nu e zile problem. Grele pentru ambele echipe. Da. Atletico a pornit ca din pușcă, cum ar zi, poate. La... Deci, în cap noi a dat mai multe goluri. Ca idol, ca jucător, nu contează. Așa că să zic un superstar, ca să zic așa, este Cristiano Ronaldo. Superstar, să zic. Da. Și ca om, ca și caracter, cu câte, nu știu că se, cum se pregătește și așa mai departe. Tot el mi se pare gen un profesionist. Da. Foarte antrenor. Antrenor. Nu știu. Zidane, da. Și Guardiola așa îmi place. Acum na, stiluri diferite. Guardiola, tiki-taka, alea, pas. Și Jurgen Klopp și mie. Și da, la Liverpool. Da. Dragoș. Eu ce să vă mai spun, dacă el a plecat pe linia asta cu Real Madrid, Zidane, eu sunt pe asta. Mie îmi place Barcelona. Mie îmi place jocul, da. Mie îmi place Barcelona, îmi place stilul lui Pep. Am mai place PSG, că îi plăcea cu Messi. Dar nu zice. Nu, chiar urmăresc Barcelona în continuare. Și... Barcelona vine, este normal, schimbă generațiile, dar stilul rămâne. Pe tine te întreb ca idol și ca jucător și ca portar. Ca portar, pe mine m-a influențat, când am avut plecarea, m-a influențat Lobos. Nu știam atunci de portar, de stai. Avea un stil deosebit și cu piciorul și cu tău, avea o viziune, că revin eu. Spune, te rog. La momentul ăsta mie îmi place foarte mult Ter Stegen. La fel se adaptează foarte bine jocului modern, jocului Barcelonei, pentru că acesta este jocul modern. Și în ziua de azi, la portar, se cere foarte, foarte mult. Ce jocul cu piciorul? Foarte mult. De aici pleacă. Eu am fost și la Viitorul, după cum știți, unde se cerea foarte mult jocul cu piciorul și văd că tot mai mult se cere acest lucru. Vin influențele de afară și acestea sunt tendințele. Un portar te poate ajuta foarte mult în
Trebuie să fie cel mai deștept din echipă. Începe faza de la el. Începe faza de la portar și trebuie să o gândești cam unde să se termine. Da? Deci zigzagurile. Eu altceva n-am, ce să spun eu, că mai întreba. Ți-ți place Barcelona, da? Și ca jucător? Ca jucător? Tot de la Barcelona, care da, mi-a plăcut Ansu Fati, dar nu știu că e comurit sau ce. Nu știu, l-a operat și s-a terminat. Deci în rest, nu, în sensul că... A dispărut de pe... Da, nu monopolizez eu, că n-am altă dată mai vorbim. Bun, deci, Sebastian Bulumac, mare iubitor al UTEI și fost băiatul fostului coleg de-a meu de școală generală, felicitări băieți, Dragoș... Asta. Nu știu de ce, nu se alimentează. Și nu ai alimentator? Băi, este, dar nu este rapid. Cristi. David e unul din cei mai buni tineri fotbaliști din țară. Sper să rămână în continuare la UTA, cu care va putea să câștige trofee în curând. Cred că la ora actuală există la Arad. Din păcate nu mai pot citi mesajul. O să îl rog pe Cristi să vadă ce este la... Ne apare aici că bateria este goală, dar el este conectat la curent. Mai posibil să nu fie cont. A venit. Bun. Dragoș e un portar de valoare care oricât va juca se va ridica la nivelul mai tânărului său coleg, care e titular. David e unul dintre cei mai buni tineri fotbaliști din țară. Sper să rămână în continuare la UTA. Am crezut că spune, sper să rămâi tot tânăr în continuare, cu care va putea să câștige trofee în curând. Cred că la ora actuală există la rat toate premisele pentru a aduce cu toții, jucători, staff, conducere, suporteri, UTA acolo unde este locul, să ducă pe UTA unde este locul. Victorii cu media și rapid și vom ajunge pe locul 2, să dea Dumnezeu. Forța UTA! Apropo de toată lumea își dorește să rămâi la Arad, ne spui ceva de zvonurile astea cu FCSB-ul, cu... N-am auzit declarația ta, dar am înțeles că tu ai declarat că nu știi nimica despre. Da, cum am și declarat, n-am auzit nimica, am impresar, nici el nu mi-a spus nimica de o eventuală de ofertă. Crezi că este un joc așa totdeauna FCSB-ul? Totdeauna înainte unde joacă vine cu pastile de astea. Deci exact înainte de meciul ăsta a venit el, ne-a... Ai semnat cu plăcere dacă... Nu știu, ca să vă zic sincer, nici nu prea am stat cu gândul la... un eventual transfer sau să mă gândesc la altă echipă, mai ales că am avut și aceste meciuri grele. Mai ales din campionatul nostru. Da. Și asta concentrat pe ce avem noi de făcut. Nu foarte prea mai interesat altceva. Nu te-a furat dualul, nu? Da, sau să-mi zică, să-mi iau un cap, sau să... Da. Nu, n-am probleme cu astea. Dragoș, câte am citit eu în istoria ta, parcă ai avut și un conflict la una din echipe. Putem vorbi puțin despre asta sau... Cred că am avut mai multe. Nu, am complicat și ai plecat de la echipa respectivă. Păi, nu știu, spuneți-mi. Că sigur am avut mai mult. Spuneți-mi. Cresără care... Nu știu, cred că de la voluntari. Nu, la voluntari chiar viitor, nu. Nu, de la viitorul sau voluntari, cred că. La viitorul, nu știu neapărat dacă a fost un conflict. Eu nu-l consider un conflict. Abia ce-mi prelungisem contractul pe încă un an și jumătate. Am jucat 6 luni cu pubalgie, am jucat numai cu antiinflamatoare înainte de meci, 2 zile, distrugându-mi stomacul, evident. Iar în iarnă, când mai era doar un meci de cupă, după un control mai amănunțit, trebuia să mă operez de hernie inghinală. Am mers la antrenament. Doctori nu aveam, pe cine trebuie și cum trebuie, nu se ocupa nimeni. Deci nu era, o operație era... minoră. Da, o operație minoră, era vorba de 2-3 săptămâni, da, de pauză, zile, deci nu era niciun fel de problemă, iar când am mers la antrenament, vă dați seama, după 6 luni de chin, am spus că vreau să fac pasul acesta, vreau să mă operez, pentru că nu mai rezist. Și se agravează, ca să mărește și mai tare. Când a auzit asta, așa zis domnul doctor David, da. Când a auzit domnul Gheorghe Hagi acest lucru, a răbufnit că el nu crede, că eu nu am așa ceva. Am pățit cu nea Titi, la fel. Că eu nu am așa ceva, cum am putut să joc 6 luni dacă
am hernie, el cunoscând situația, de aceea zic că nu știu absolut deloc ce s-a întâmplat. El a cunoscut foarte bine situația, pentru că venea în vestiar, era lângă noi și mai jucam cu acele tape-uri, cu acele bands. Și de fiecare dată întreba, bă, dar tu ce tot îți spui asta? Și i-am explicat, am dureri, am... În acel moment mai fusese un caz la noi la echipă cu Boba Nicolov și eu am căzut, am fost așa, oaia neagră să spun. Ai vorbit cu Hagi acum când a fost la Rad? Acum nu, dar când ne-am mai întâlnit, ne-am salutat, eu n-am avut niciun... E un dificil, așa e? Foarte dificil. Eu, de fiecare dată când m-am întâlnit cu dânsul, n-am avut nicio problemă, i-am strâns mâna chiar și când am plecat atunci, pentru că a fost ceva de moment, a zis, gata, tu din momentul ăsta ești out. Deci vă dați seama, a fost vorba de o fracțiune de secund. Și chiar atunci m-am dus, i-am strâns mâna, ok, n-am nicio problemă, sănătatea e mai importantă, fotbal mai găsim, da, să jucăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne grăbim să mai prindem puțin și nici nu știu cât este scorul. Poate ne anunțe cineva, dar cât este scorul 0-1. Acum. Sunt foarte fericit că te-am cunoscut, Dragoș, mai bine, pentru că chiar nu știam ce, și eu, cum să te iau și cum să... Asta pe David îl mai știu și de la taică, taică-s-o, un om extraordinar, a fost un mare talent la fotbal. Acum a pus puține kilograme pe el, dar o să le dea jos. Nișu, multă sănătate și să ne întâlnim cam peste 30 de ani tot aici, bine, și atunci o să ne strângem mâna. Ce scoatește domnul Zoi imediat. Vă urez mult succes, luciditate în pregătiri, să fiți cu capul pe umări și numai bine să aveți. Mulțumesc. Vreau, stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ultimile mesaje de la Edi Coceș din Iratoș pentru Mișu. Sănătate, Nea Mișu. Tot impresar este, dar pentru ei, fotbal feminin. Daniel Lucian, Forța Uta. 0-0 este la FCSB. Așa și rămâne. Și fiul tău ne-a trimis mesaj. Mă aude. Vă dau întâlnire pentru lunea viitoare, dar lunea viitoare pe 30 joacă Uta la aceeași oră la Mediaș, așa că va fi o emisiune înregistrată și o să avem oaspeți de seamă, printre care și Pușu Țirban, care a jucat la UTA și acum este stabilit în Germania, să facem o emisiune înregistrată cu el și cu Iova și cu încă 2-3 care... Vușcant. Așa, 2-3 foști jucători ai Aradului. Până atunci vă doresc o noapte minunată, numai bine! Day Security pentru implicarea în sportul ardean.